Să deschideți sfintele Scripturi la 1 Petru, capitolul 3. În studiul nostru vom sări pentru moment o porțiune din capitolul 3, dar ne vom întoarce la timpul potrivit la el și vom citi de la versetul 17 până la versetul 22. Deci 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 17 până la versetul 22. căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioară când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete și anume opt. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii stăpânirile și puterile. Amin! Vă invit să ocupați locurile! În seara aceasta, înaintea noastră, avem un pasaj suficient de dificil încât să ne solicite toată atenția și să depunem un efort chiar intelectual sporit. Este un pasaj dificil pentru că mintea noastră e blocată uneori în anumite tipare. Nu că cuvântul Domnului nu ar fi suficient de clar. Este dificil pentru că în versetul 18 și 19 se dă senzația că Domnul Iisus Hristos a fost omorât și s-a dus să provăduiască duhurilor din închisoare. Și de aici speculațiile încep. Dar de ce s-a dus mai la duhurile alea din închisoare? De ce numai la ăia din vremea lui noi? De ce nu s-au dus și la alții care au murit înainte de Domnul Iisus Hristos și care nu au avut parte de noi de și așa mai departe, de un propovăduitor, de o lege, de o chemare a lui Dumnezeu, de o revelație oarecare? speculațiile și întrebările sunt fără număr și din punctul meu de vedere, unele sunt legitime, mai ales cele de tipul acesta. Dacă Domnul Iisus Hristos s-a dus în iad, cum spune, sau în închisoare, să propoduiască oamenilor din vremea lui Noe, de ce s-a dus numai la aceia care au fost acolo, în zona lui Noe? De ce nu s-a dus și la alții de pe planetă? De ce nu s-a dus și după Noe? Și la oamenii care au trăit după Noe, care n-au auzit niciodată o chemare la mântuire și așa mai departe, nu? De ce doar la ăștia? Textul, dacă este interpretat în felul acesta, și este interpretat în felul acesta de o mare parte din biserici, dacă este interpretat în felul acesta, ridică o serie serioasă de întrebări cu privire la planul lui Dumnezeu. Mai ales că dă senzația că există șansă la mântuire după moarte. Alții ca să scape de lucrul acesta, foarte multe interpretări, spun că Domnul Iisus s-a dus doar să-i anunțe că el a câștigat victoria. Ok? Dacă s-a dus să-i anunțe că a câștigat victoria la cruce, de ce a anunțat numai pe ăștia? Deci el nu a anunțat pe toți. Deci textul, dacă este interpretat în felul acesta, pur și simplu, Iisus s-a dus în iad sau în închisoare sau în locuința morților ca să spună ceva, dacă este interpretat în felul acesta, ridică o sumedenie de întrebări. Dacă ați închide Biblie și v-aș întreba care este contextul în care este scris acest pasaj, probabil că ați ști, fiindcă dumneavoastră studiați Biblia foarte serios. Dar, în general, oamenii nu știu care este contextul în care se vorbește despre uh, coborârea Domnului sus în închisoare, așa cum dă senzația aici, uh, sau care este contextul în care se vorbește despre icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul. Deci, sunt mai multe probleme în text, aparent. Contextul este următorul. Apostolul Petru de la versetul 8 până la versetul 17, vorbește despre creștinii persecutați. Și în această porțiune de text, Apostolul Petru le dă acestor oameni niște motivații ca să suporte persecuția și ca să fie chiar fericiți în mijlocul persecuției. Ca să fie chiar fericiți în mijlocul persecuției. Și printre multele motivații pe care le dă, Petru spune, uitați-vă. Asta este ultima motivație dată în capitolul 3 cu privire la încercarea lui Petru de a-i face să se bucure în persecuție, să nu le fie teamă, ci să ci zice ferice de voi dacă sunteți persecutați sau suferiți pentru, pentru neprihănire. Nu aveți nicio teamă de ei, nu vă tulburați. Care e? ultima motivație? Este uitați-vă la exemplul Domnului Iisus Hristos. Ce a reușit Iisus să facă prin suferința Lui? Mai vedeți valoarea suferinței. Suferința are valoare nu în sine prin simplu fapt că ești chinuit de alții, Ce are valoare datorită scopului ei sau datorită rezultatului ei. Și ce exemplu mai bun putea să le dea decât pe Domnul Isus Hristos? Cea mai odioasă crimă din univers a avut cel mai extraordinar rezultat. Da? Și anume împăcarea noastră cu Dumnezeu, ștergerea păcatelor noastre. De aceea consider că creștinismul este singura religie care dă o valoare reală puternică suferinței. Când te uiți la Domnul Isus Hristos, la cea mai grozavă suferință care a fost vreodată suportată pe planeta Pământ, nu o suferință fizică, ci suferința spirituală, este cea mai grozavă, o suferință mentală, spirituală, psihică, fizică, adunate toate la un loc. Hristos a suportat cea mai grozavă suferință care a fost suportată vreodată pe planeta Pământ. Și când te uiți la Domnul Isus Hristos, înțelegi că în creștinism și în persoana Domnului Isus Hristos, suferința capătă sens, capătă valoare. Nu prin ea însăși ci prin ceea ce Domnul Iisus Hristos a reușit să facă prin suferința asta, prin ceea ce el, prin felul în care el a transformat suferința ducând-o spre un scop bun, spre un rezultat bun, da? Și anume mântuirea sufletelor noastre. Ăsta este contextul, da? Deci să fie clar, ăsta este contextul. Acum, să înțelegeți, suferința despre care vorbește Petru nu este o singură palmă care ți-o dă cineva. Deci suferința ia diferite forme, de la răpirea averilor, de la suferi în familie cu bărbați necredincioși, așa cum am văzut deja în, cap în, capitolul 3, la început, versetul 1 până la versetul 6, da? nevestele trebuiau să poarte uh, cu atenție față de bărbaților necredincioși ca să-i câștige pentru cuvânt, pentru că ei nu ascultau. Da? Suferința luau multe forme până acolo l a fi omorât, la fel cum Domnul Iisus Hristos a fost omorât. Da? Chemarea credincioșilor în vremea lui Petru și a lui Pavel și a bisericii primare la a pe Domnul Iisus Hristos era o chemare la a-ți lua Crucea în mod fizic, literal chiar, da? Tu știai că dacă te pocăiești, este foarte probabil să mori. Nu era așa un lucru improbabil. Era un lucru foarte probabil să mori, da? Bun. Despre suferința asta se vorbește aici. Și Petru începe, începe de, în capitolul 3 să le dea speranță, să le dea siguranță, să le arate că suferința ca și credincioși are semnificație. Ba, din potrivă, nu doar că are semnificație, valoare și trebuie să ai siguranță și speranță în Dumnezeu, ea poate fi transformată în bine. Deci acesta este contextul larg. Chiar dacă mori, și aici este punctul la care ajungem noi în pasajul nostru, chiar dacă mori suferind pentru Domnul, locul acesta nu este, cum spunem noi, capăt de lume sau capăt de drum. Pentru Domnul Isus Hristos n-a fost capăt de drum, da? A fost de fapt începutul unei noiere, a fost un început nou pentru umanitate și așa mai departe. Deci chiar ați pierde trupul, da? A ieșit din dimensiunea trupească, ceea ce nouă ni se pare ca și oameni. Și normal lucrul ăsta până la un anumit punct. Ieșirea din sfera aceasta trupească ni se pare dezastru de pe lume. Da? Și vedeți cum se comportă oamenii când trec uh, prin valea umbrei morții. Pentru un credincios, perspectiva este cu totul alta. Și perspectiva aceasta este dată, repet, de persoana Domnului Isus Hristos. Acesta este contextul. De la versetul 17, 18, mă scuzați, până la versetul 22, Petru începe să vorbească despre mântuire. Prin suferință, prin moarte, da, contextul larg, Domnul Isus Hristos a produs mântuirea noastră. Asta este. Și dacă ar fi suferință maximă, moarte, dacă te uiți la exemplul Domnului Isus Hristos, moartea lui Isus ce a generat? Mântuirea noastră. Asta este. Asta este motivația extraordinară pe care le-o dă pentru oamenilor acesta. Uitați-vă la exemplul Domnului Iisus Hristos. Uitați ce limbaj folosește el. Este mai bine dacă așa este voia lui Dumnezeu să suferiți pentru că faceți bine decât pentru că faceți răul. Hristos, de asemenea, sau în același fel, în același fel, ce s-a întâmplat cu el? Ce a făcut el? A suferit odată pentru păcate. Mai mult, ultima parte a versetului 18, el a fost omorât în trup. Până acolo a mers suferința lui. Repet, de la versetul 18 la versetul 22, prezintă mântuirea noastră în trei ipostaze. Și dacă țineți minte doar trei cuvinte pe care le spun în seara asta, puteți să interpretați pasajul ăsta totdeauna. Primul cuvânt este procurarea mântuirii noastre. Tot pasajul vorbește despre mântuire. Primul aspect este procurarea mântuirii noastre. Când a fost procurată mântuirea noastră? Prin cine a fost procurată mântuirea noastră? Cum a fost procurată mântuirea noastră? Toate întrebările astea își găsesc un singur răspuns. Domnul Isus Hristos. Despre asta vorbește versetul 18. Despre procurarea sau câștigarea mântuirii noastre. Foarte ciudat, versetul 19 și versetul 20 încep să vorbească despre Noe și oamenii din vremea lui Noe și ai impresia, domnule, ce treabă are Domnul Isus cu suferința lui și cu moartea lui pentru păcatele noastre și deodată Petru zice, să-ți vă zic ceva de Noe. Să vezi cum s-a întâmplat în vremea lui Noe. Legătura este următoarea. Prezintă pe Noe și generația lui Noe o parte din oameni care au murit în păcat și o parte din oameni foarte puțini, spune aici, au un mic număr și anume 8, care au fost mântuiți, au fost salvați. Asta este legătura, este subiectul mântuirii. Și apoi la versetul 21, la versetul 22, vorbește despre botez. Iarăși, ce legătură are botezul cu mântuirea? Păi are legătură cu mântuirea pentru că Petru spune că în această închipuitare vă mântuiește. Ăsta este subiectul pasajului. Subiectul pasajului este mântuirea. Versetul 18 ne arată procurarea mântuirii prin Hristos. Versetul 19 și 20 este a doua expresie sau a doua epostază pe care va aș ruga să o țineți minte. Este prezentat prototipul mântuirii, adică ceva dinainte de Hristos, da? care a fost noi l-avem pe Hristos, îl avem pe noi în versetul 19 și 20, în versetul 21 și 22. Suntem prezentați noi. Da? Suntem prezentați noi și a, a treia expresie pe care aș vrea să o țineți minte, dacă nu vi le aduc aminte pe parcurs, este prefigurarea mântuirii. Deci, procurarea mântuirii de către Hristos este prezentat apoi prototipul mântuirii prin noi și ceea ce s-a săvârșit în vremea lui noi. și în al treilea rând este prefigurată mântuirea. da, asta spune această icoană Închipuitoare, care prefigurează ceva, care închipuie ceva, care prezintă ceva, domnule, da? Această icoană pedagogică, da? Vă mântuiește acum pe voi. Vedem noi imediat cum ne mântuie icoanele, da? Bun. Ne uităm în primul rând, le luăm la rând, ne uităm în primul rând la procurarea mântuirii noastre. Este foarte important de observat lucrul acesta. Dacă citești versetul 18 și versetul 21 trebuie să spui imediat următoarea întrebare. În ce fel mă mântuie Hristos și în ce fel mă mântuie botezul? Că odată spune că se mântuie prin Hristos și odată spune că icoana aceasta ne mântuie. În ce fel mă mântuie una și în ce fel mă mântuie alta? Textul lămurește. Foarte clar lucrul acesta. Ne uităm întâi la versetul 18. Spune așa. Hristos de asemenea a suferit, da? A suferit, odată pentru păcate. Ne spune în primul rând despre jertfa Domnului Iisus Hristos că este suficientă, că a suferit o dată pentru păcate. În ce sens este suficientă? Este suficientă prin faptul că este atemporală, nu mai este necesar o altă jertfă. Aveți pasajul acesta foarte abuzat, evrei 10, 26 în continuare, zice, dacă, dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne? Zice, vezi? Salut! Mântuire, Gata, ai pierdut. Nu mai este mântuirea. Nu, eu întreb. Câte jerfe pentru păcate sunt? Dacă respingi asta una jerfă, acum, eu nu știu multă matematică, dar ta știu și eu. Dacă am unul și am dat unul la o parte, rămân cu cât? Cu nimic, nu mai rămân cu nimic. Zice, dacă am primit cunoștința adevărului, dacă ți s-a predicat Evanghelia, ți s-a spus ție evreului, că e nevrei asta, da? Domnule, gata cu sistemul sacrificial, gata cu ceremoniile, gata cu jertfile alea, alea nu fac nimic. Alea au fost o umbră, acum a venit re realitatea. Alea au fost o reprezentare, acum a venit realitatea, substanța, adevărul. Dacă respingi singurul adevăr, rămâi cu nimica, domnule. Nu mai rămâne, ce nicio jertfă. Normal că nu mai rămâne nicio jertfă dacă ai dat-o pe singura la o parte. Evident lucrul acesta. Același lucru spune Petru. De asemenea, Isus a suferit o dată pentru păcate. Ea este suficientă prin faptul că e atemporală. Ea șterge real păcatele și în trecut, a celor care au fost acoperite până la momentul venirii Domnului Isus, da? Și șterge păcatul și în viitor, da? Este suficientă în prin faptul că e atemporală și este suficientă prin faptul că acoperă toate păcatele. Toate păcatele. El a suferit o dată pentru păcate. Cu o săptămână sau două am auzit pe cineva, într-o anume predică, urmează să lămurim și aspectul ăla în viitor, spunea, zice, Domnul Iisus, Domnul Iisus Hristos a plătit la calvar pentru toate păcatele pe care le-a făcut până în ziua botezului. Și eu aș vrea un singur pasaj din Biblie care să spună asta. Mie îmi spune aici așa, Isus Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate. Nu îmi spune păcatele făcute până la botez, eu înțeleg teologia asta sau doctrina asta este predicată pentru a-i face pe oameni să nu mai păcătuiască, dar nu funcționează. Jerfa Domnului Iisus Hristos te poate face să nu mai păcătuiești. Nu o manipulare sentimentală, emoțională, psihologică sau nu mai știu de care, de genul acesta în care noi împărțim păcatele până la botez, păcatele de după botez, nu mai știu ce alte păcate. Da? În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, nu le împarte. Da? Jerfa Domnului Iisus Hristos este suficientă. Cât de... Nu cer scuze pentru expresia asta. Cât de nebun trebuie să fii și să spui că lacrimile pocăinței tale de după botez poate să spele păcatele. Cât de aberant poate să fie lucrul ăsta. Cât de eretic la propriu să spui că tu, prin faptul că ai plâns, nu știu cum, după momentul botezului, pentru faptele pe care le-ai făcut, să-ți păcatele. Deci e erezie. Deci la propriu. Să spui că poți, pocăința are cu tot o altă funcție. Nu să-mi șteargă păcatele. Sub nicio formă lucrul acesta, da? Plus că găsim aceste pasaje. Dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, da? Care este jertfa noastră de ispășire. Bun. Jertfa Domnului este în primul rând suficientă. Jertfa Domnului este sfântă, zice el cel neprihănit. E aceeași încurajare. Voi sunteți neprihăniți și suferiți pentru bine? Domnul Isus a fost neprihănit și a suferit pentru bine. Da? Plus că jertfa Domnului Iisus Hristos este sfântă și era important să fie sfântă pentru că jefa unui neleguit nu putea să spere nici păcatele lui și nici o formă nici păcatele noastre. De asta era necesar ca Domnul Iisus Hristos să fie sfânt. Aici adventiștii au o problemă când vorbesc despre faptul că Domnul Iisus a moștenit o natură păcătoasă, dar n-a făcut faptă păcătoasă. El a fost neprigănit în totalitate. Apoi jefa Domnului Iisus a fost nu doar suficientă sfântă, ci și substitutivă. Spune aici el, cel neprigănit pentru cei nelegiți. sau în locul celor nelegiuiți. Unii oameni zic că nu pot să vin la Hristos că încă sunt păcat. Pentru ăștia a venit Hristos. Pentru ăștia care sunt în păcat. Sunt prea păcătoși. Pentru ăștia prea păcătoși a venit Hristos. El pentru asta a murit. El n-a murit pentru sfinți. El n-a murit pentru cei sănătoși. El a murit pentru cei nelegiți. Și aici, de fapt, este problema noastră. Să ajungem să ne recunoaștem nelegiți. Atunci beneficiem. Nu dacă ne ducem înaintea Domnului Isus și spunem, Doamne, uite, m-a lăsat de viciola, m-a lăsat de viciola, mă primești? Nu este felul în care mă primește Hristos. Ce arătându-mi toate viciile. Dându-mi pe față toată depravarea și nelegiuirea. Că El pentru asta a venit. El a murit odată pentru păcate. El cel neprigănit pentru cei nelegiuiți. Întrebarea este, practic, pentru noi, dacă ne considerăm. Ne spune un cuvânt prea dur. Suntem noi nelegiuiți? Un băiat sau o fată din familie de credincioși. Că el nu s-a dus niciodată la fete. El nu s-a dus în discotecă. El nu a făcut nu știu ce, el n-a curvit, el nu, 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 Poate el să fie numit un nelegiuit? Da, poate, domnul. Faptul că păcatele lui sunt ascunse. Faptul că el e ca fiul cel mare din pilda celor doi fii risipitori, da, faptul că e fiul cel mare, moral acasă, dar tângește totdeauna după ceea ce face fiul cel mic, ca să-i cu totul altceva. Și el e nelegiuit în inima lui, da? Chiar dacă nu poate să. nu are curajul să exteriorizeze toată depravarea și nelegiuirea din inima lui. El are aceeași nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos. Și jertfa Domnului Iisus funcționează, este eficientă pentru cei nelegiuiți, da? Este eficientă, nu doar substitutivă, este eficientă jertfa Domnului, pentru că spune aici, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprigănit, pentru cei nelegiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Este foarte interesant și important că Petru nu spune Iisus a murit ca să numai să ne ierte păcatele, a murit pentru păcate. Dar care a, scop, care a fost scopul final al lui Dumnezeu? Păi scopul final al lui Dumnezeu a fost ceea ce Dumnezeu a arătat într-un fel în grădina Edenului și ceea ce va arăta și va realiza de plin Dumnezeu în veșnicie, în nou Ierusalim, în lumea nouă. Ce am pierdut noi prin Adam? Cel mai important lucru, sfințenia? Este important, am pierdut-o și pe aia. Dar am pierdut ceva mai important. Părtășia cu Dumnezeu asta am pierdut cel mai important. Cel mai important lucru care există e părtășia cu Creatorul nostru, cu Dumnezeu nostru. Asta e cel mai important lucru. Nu că am pierdut plăcerile din Eden, nu că am pierdut fericirea din Eden, ci că am pierdut părtășia cu Dumnezeu care generează toate lucrurile acestea. Și la finalul finalurilor, în cartea Apocalipsa, vedem o celebrare în prezența lui Dumnezeu. O părtășie cu Dumnezeu. Ăsta este cel mai grozav lucru. Mulți oameni se gândesc, domnule, nu o să fie plictisitor în cer. Nu, că Dumnezeu este sursa fericirii. N-ai cum să te plictisești în cer. Că nu poți tu cu mintea ta micuță, limitată și păcătoasă să explici cum Dumnezeu ne poate ferici în mod suprem. Asta este cu totul altceva. Dar fericirea supremă a omului este Dumnezeu. A fost Dumnezeu, și ni s-a arătat că omul în perfecțiune, în momentul în care s-a despărțit și s-a depărtat de Dumnezeu, a pierdut toată fericirea. Această fericire ne este câștigată prin Domnul nostru Isus Hristos. Ăsta a fost scopul jertfei Domnului Isus ca să ne aducă la Dumnezeu. Eu sunt ferm convins că intenția lui Dumnezeu și intenția Domnului Isus Hristos la cruce de la Golgota nu a fost numai să ne dea iertarea păcatelor. A fost mult mai mult decât atât a fost să ne aducă împărtășie cu Dumnezeu. Și aș mai spune un lucru care poate să pară grav, dar cred că este adevărat. Dacă jertfa Domnului a reușit pentru tine să-ți dea numai iertarea păcatelor, de fapt nu ți-a dat nimic. Dacă Hristos n-a reușit în ghilimele să te aducă la Dumnezeu, să te pună în cu Dumnezeu, nu ți-a dat absolut nimic. Jertfa Domnului este completă. Îmi dă iertarea păcatelor, îmi dă eliberarea de păcate, mă socotește neprihănit, mă îndreptățește, dar îmi dă mai mult decât atât. Mă aduce în mod real în cu Dumnezeu. Prin el și unii și alții, spune Pavel în Efeseni capitolul 2, avem intrare la Tatăl, prin el, prin Domnul Isus, avem intrare la Tatăl într-un singur Duh. Sfânta Treime la lucru pentru a ne aduce în cu Dumnezeu. Și aici spune, el a fost omorât în trup, afirmația este extrem de importantă pentru că asta este o confirmare a jertfei Domnului Isus Hristos, mai ales că sunt și au fost oameni care au spus că Domnul Isus Hristos a fost un Duh. El de fapt făcea o scamatorie la cruce. Doar dădea senzația că moare. El, de fapt, așa, cu un ochi credea. Știi, bă, vi se pare că mor, da? De fapt, el era Duh, nu avea cum, Duhul nu poate fi țintuit pe cruce, da? Nu, Domnul Iisus Hristos spune aici, a fost omorât în trup. Jerfa Domnului nu este reală, noi nu suntem mântuiți dacă Iisus n-a suferit în trup. Pe simplu. este o, o expresie, o propoziție scurtă, dar fundamentală pentru toată teologia mântuirii. Toată soteriologia noastră pică la pământ dacă Iisus n-a suferit în trup. Nu am păcătuit în trup și trebuie să fim răscumpărați în trup. Prin trupul Domnului Isus Hristos. El a murit în trup, a plătit în trup pedeapsa păcatelor noastre. Moartea Domnului Isus a fost reală. Suferința Domnului Isus Hristos a fost reală. Isus n-a făcut scamatorii la cruce. Da? Confirmarea jertfei lui n-a fost doar în moartea lui, ci confirmarea jertfei lui a fost și în învierea lui. Cum știm noi, Domnule, că Dumnezeu a încuvințat lucrarea ispășitoare, substitutiva a Domnului Isus? Cum știm? Că l-a înviat din morți. Și a fost o dovadă de netăgăduit că Dumnezeu a primit lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos viu, să la dreapta Tatălui și aplică prin lucrarea Duhului. Sunt toate binecuvântările și beneficiile câștigate în crucea Lui, ne le aplică nouă. Dacă nu ar fi viu, cum ni le-ar da? Cine ar bine pentru noi? Nimeni. Nimeni. Așadar, observăm în această primă parte, unde se vorbește despre procurarea mântuirii noastre, că Isus este mântuitorul, nu botezul la care o să ajungem imediat. Iisus e mântuitor, da? Mântuirea ne este procurată și ne este aplicată și ne este dată și este lucrată în noi de Domnul Iisus Hristos, prin Domnul Iisus Hristos. Orice funcție ar avea botezul, și o vedem imediat, orice funcție ar avea botezul, ea nu trebuie să intre în contradicție cu, cu ceea ce ni se spune în versetul 18, adică că Isus este mântuitorul nostru și nu botezul. Eu aș spune chiar că este o bajocorire a jertfei Domnului Isus Hristos să spunem, domnule, hai să, hai să o dăm la pace cumva. Suntem mântuiți și prin jertfa Domnului Isus? Da, și prin botez. De ce? Ca așa zice Biblia. Nu, Biblia nu spune asta. Asta spune mintea ta care a interpretat pasajul într-un anume fel. da? Foarte important lucrul acesta. În al doilea rând, haideți să ne uităm la prototipul mântuirii noastre. Și acest prototip, înainte, arată care arată înainte de Domnul Isus Hristos, este prezentat de Petru în felul următor. Petru spune, domnule, și înainte de Domnul Isus Hristos a fost prezentată mântuirea într-un anume fel, da? Și prezintă pe noi, care a fost un prototip a Domnului Isus Hristos. Și prezintă într-un fel foarte important o corabie care intră sub apă și care iese și ea într-un fel cu opt oameni botezată. De asta Petru trece de la Hristos la noi și apoi la noi care suntem botezați. Foarte important, e un simbol, simbolul apei se găsește, peste, se găsește peste tot. Spune Scriptura așa, Domnul Iisus Hristos, despre El vorbește în continuare, în care s-a dus să propovăduiască celor care sunt, în care s-a dus să provodească duhurilor din închisoare. Cum trebuie să înțelegem versetul ăsta? Că Isus s-a dus să provodească duhurilor din închisoare. Știți care este problema cu a spune că Isus s-a dus în timp ce era mort? Din punct de vedere fizic. Care este problema cu a spune că în timp ce era mort s-a dus să provodească duhurilor din închisoare? Știți care e problema? Problema e următoare. Că pasajul spune în felul următor. Oamenii zic așa. Isus, asta spune Petru. Isus s-a dus să provodească. Durilor din închisoare. Pasajul nu spune așa. Auzi ce spune pasajul? El a fost omorât în trup, dar a fost înviat. Deci îl prezintă pe Isus înviat. Nu spune că în timp ce era mort s-a dus să provedească durilor din închisoare. Citiți asta în Biblie? Uitați. Nu spune că el a fost mort în trup în care s-a dus să profundească durilor din închisoare. Nu. Spune că el a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh Deci îl prezintă pe Iisus viu acum. Nu îl prezintă mort, îl prezintă viu pe Iisus cum să spui tu că Iisus viu s-a dus să provodească duhurilor din închisoare? Înțelegi ce vreau să spun? Îl prezintă pe Iisus viu. Nu are cum Iisus viu să se fi dus să provodească duhurilor din închisoare. Nu face logică uh, pasajul să-l interpreteze în felul acesta. Ce spune Petru? Auzi ce spune? A fost înviată în duh și acum vorbește despre Domnul Iisus în duh în care s-a dus să provodească duhurilor din închisoare. În duh s-a dus să provodească duhurilor din închisoare. În care duh? Da? Uitați, auziți ce spune pasajul. Dar a fost înviat în Duh. Eu o întreb. Iisus n-a fost înviat și în trup? Ceea ce Petru, cred că în tot contextul încearcă să sublinieze aici, este valoarea dimensiunii duhovnicești. Oamenii ăștia urmeau unii dintre ei să moară cum a murit Iisus. Și el, Petru încearcă să le demonstreze, domnule, există o dimensiune duhovnicească, valoroasă, importantă. De exemplu, spune el, Domnul Iisus Hristos a murit, dar el a existat în Duh. Eu știu, interpretările sunt multiple la pasajul acesta. Eu aș vrea să vă citesc pasajul într-un mod diferit, cu câteva cuvințele în plus, care vă dau o dimensiune sau o înțelegere nouă a pasajului. Ascultați. În care, adică în Duh, Isus a dus să propovăduiască celor care acum sunt Duhuri în închisoare. Adică, Domnul Isus Hristos, în Duh, a propovăduit prin noi unor oameni care la vremea respectivă când trăia Petru erau unde? În închisoare erau. Dar în vremea lui Noe ei erau în trup. În vremea lui Noe Domnul Iisus nu era în, în, trup. Dar Domnul Iisus exista în vremea lui Noe. Ce credeți? Exista în vremea lui Noe. De exemplu, Pavel spune la un moment dat că stânca din care beau evrei era Hristos. Cum beau oaste din stânca care era? Unde era Hristos Domnule? Hristos nu era un trup. Dar Hristos era activ în lume înainte de întruparea Lui. Deci să fie foarte clar. Noi vorbim despre Fiul lui Dumnezeu care era activ înainte de întrupare. Hristos, noi nu suntem martori lui Hova. Noi credem că Domnul Isus Hristos nu doar că n-a fost creat de Dumnezeu, ci că El a activat pe pământ și până la întruparea Lui. El activează și acum. Nu activează în trup, dar activează și acum prin Duhul Sfânt. Înainte de, înainte de întruparea Lui, cum a activat Hristos? În Duhul. În Duhul. Despre asta vorbește Petru. Petru spune, domne, uitați-vă la Hristos. Hristos a murit. Dar Hristos nu doar că prin moartea lui a făcut un lucru extraordinar pentru noi. Deci vedeți că moartea nu e capă de lume, zice Petru. Ba mai mult, înainte de moartea lui, în Duhul, a propovăduit. Prin cine a propovăduit? Că nu s-auzea o voce din ceruri. Prin cine? Prin noi care au fost un prototip al Domnului Isus Hristos. Ce s-a întâmplat cu toți oamenii care pe vremea lui Noe l-au respins pe Dumnezeu? Ce s-a întâmplat cu ei? Unde au ajuns ei? În închisoare au ajuns. De ce au ajuns în închisoare? Pentru că au respins. Deci observat pasajul nici unde. Citiți din nou pasajul acasă și uitați-vă la Nici unde pasajul nu spune că Iisus Hristos în timp ce era mort s-a dus în închisoare. Nu spune pasajul ăsta. Petru spune cu totul altceva. Petru spune a fost înviat în Duh. Și începe să vorbească, vorbească despre valoarea de a fi în Duh. Noi murim, domnule, și o să fim în Duh. Nu o să mai fim în trup. O să ne dea domnul un trup de slavă. Dar în, în dimensiunea aia a Duhului, suntem pierduți, suntem nimeni, suntem fără valoare, nici vorbă. De ce? De unde știm asta? Pentru că nici Iisus n-a fost așa. Mai gândiți-vă la faptul acesta, nu este un argument textului, dar mai gândiți-vă la, la faptul acesta că Dumnezeu este Duh. Dumnezeu nu este trup. Dumnezeu este Duh. Dumnezeu în substanța Lui, dacă aș putea să folosesc termenul acesta, în dumnezeirea Lui, în esența Lui, este Duh, nu este trup. Dumnezeu a luat forme, la un moment dat aparent trupești, s-a arătat pe pământ, dar Dumnezeu este Duh. Este, uh, și cred că acesta este argumentul lui Petru final. Hristos a fost un Duh. Și uitați ce lucrare a făcut Hristos în Duhul. În Duhul s-a dus în trecut. Nu spune că în Duhul s-a dus când era mort. Folosește timpul trecut. S-a dus să propăduiască durilor din închisoare care fusese răzvrătite odinioară și începe să vorbească despre ceea ce au făcut oamenii aceștia de pe vremea lui Noe. Fusese răzvrătit odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete și anume 8. Acum, aș vrea să vă gândiți la un lucru. Petru preia imaginea aceasta a potopului care a căzut peste umanitate și o aplică la botez. Ei au trecut prin apă și noi credincioși și trecem prin apă. Acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră și gândiți-vă bine la întrebare. Câți oameni au fost botezați în vremea lui Noe? Cei care erau în care în Egipt, pe Domnul Iisus și a intrat în apele morții, toți au fost botezați. Ascultă, toți au fost botezați. Botezul din vremea lui noi sau potopul mâniei lui Dumnezeu a căzut peste toți. Întrebarea sau lucrul care face diferența este că peste unii a căzut mijlocit, unii erau în corabie, a căzut peste ei, dar nu i-a atins, și peste unii a căzut în mod direct. Asta este diferența, dar botezul a căzut peste toți. Botezul are ceva de spus. Folosim imaginea aceasta a botezului referindu-ne la noi. Botezul s-a dus în două direcții la ei. Și haideți să vedem lucrul acesta foarte clar care îl arată, -arată pentru aici. De exemplu, când ne gândim la necredincioși, ei au fost botezați spre judecată. Nu au fost botezați spre salvare, spre mântuire, spre scăpare. Au fost botezați, au suportat apa, dar spre judecată. Biblia spune în, în, și ne arată în, în locul acesta că oamenii aceștia au avut parte de o propovăduire a Domnului Isus Hristos, dar prin noi, în zilele lui Noie da? Au avut parte de o proclamare. Au avut parte de proclamarea aceasta pentru că au respins proclamarea la vremea în care Petru le vorbește acestor oameni. Ei erau în închisoare, erau pedepsiți. Deci au avut parte de o proclamare, au respins proclamarea și acum erau pedepsiți. Și Petru arată nu doar proclamarea de care au avut parte, nu doar pedepsirea lor, ci și păcatul lor. Care a fost păcatul lor? Spune aici așa, care fusese răzvrătite, o dinioară. În ce fel s-a manifestat răzvrătirea oamenilor din vremea lui Noe? Foarte simplu de înțeles. S-a manifestat prin faptul că au respins predicarea lui Noe. S-a manifestat prin faptul că Dumnezeu a avut îndelungă răbdare pentru ei, că spune aici, fusese răzvrătite când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare. Comentatorii care calculează anii acolo spun că au fost vreo 120 de ani. Dom'le, a fost răbdarea lui Dumnezeu, nu? Deci, noi în timp ce în Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, care era un har pentru ei. Noi e proclama și chema, care era iarăși un har pentru ei, da? Care era un har pentru ei. Și în plus de atâta, făcea o chemare prin faptul că construia corabia. Deci harul lui Dumnezeu general dat pentru umanitatea din vremea lui noi era arătat în aceste trei feluri. Era lunga răbdarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu putea să-i pe toți instanți și să răpească pe noi cu familia lui la cer. Era arătată prin faptul că e proclama și chema pe oameni și era arătată prin faptul că se construia o corabie acolo. Da, oamenii au crezut nebun pe noi, cu siguranță lucrul acesta. Dar li s-a făcut un haru acestor oameni, un har general. Asta face Petru aici. Când vorbește despre necredincioși, arată că li s-a propăduit, arată că a fost o îndelungă răbdare a lui Dumnezeu față de care ei au păcătuit și că Dumnezeu i-a pedepsit prin faptul că ei acum se aflau în închisoare. Deci oamenii aceștia au fost botezați spre judecată. Ne-am uitat la efectul potopului sau botezului în viața necredincioșilor. Care a fost un botez spre judecată. Da? Sunt două categorii de oameni. Opt suflete care au crezut, restul oamenilor care n-au crezut. A fost un botez. Botezul a funcționat spre judecată pentru cei necredincioși și a funcționat spre scăpare sau mântuire pentru cei credincioși. Și am ajuns la un fel de definiție. Acești oameni au fost salvați, în primul rând, de Dumnezeu, au fost salvați prin credință, că dacă nu credeau pe Dumnezeu, nu intrau în corabie, au fost salvați prin corabie, nu fără ea, au fost salvați prin apă, că așa s-a făcut curățenie, epurare pe pământ, au fost salvați de lumea păcătoasă, au fost salvați de judecata lui Dumnezeu manifestată prin apă. Au fost salvați împreună cu familia și au fost salvați spre o lume nouă. Știm ce a urmat după potopul acesta, da? Vedeți așadar că botezul acesta al apei peste casa lui Noe, peste Corabie, a avut foarte multe valențe, foarte multe direcții. S-au realizat foarte multe lucruri. De aceea cred că uh, Petru folosește imaginea aceasta a potopului care a căzut peste Corabia lui Noe. Dumnezeu, sunt sigur că atunci când. Uh, a hotărât să lase potop pe pământ, să nimicească pământul și a hotărât să-i salveze pe ei printr-o corabe, a avut în vedere simbolul acesta al botezului pe care noi urma să-l facem și toată creștinătatea urma să-l aplice. A avut în vedere Dumnezeu lucrul acesta, de aceea Petru extrage din acest eveniment prin care a trecut Noe, extrage semnificații pentru botezul nostru. Deci, mântuirea este procurată de Domnul Isus Hristos, prototipul mântuirii ne este arătat prin Noe. Este foarte important modul în care interpretăm botezul casei lui Noe, dacă aș putea să-l numesc așa, da? Noe, cred eu, îi reprezintă pe cei ce au credință. Vă întreb pe dumneavoastră, când a început Noe să creadă pe Dumnezeu? Când a închis și a corăbii? Nici vorbă de asta. Când Dumnezeu spune, Noe, mi s-a făcut milă de tine, Mila lui Dumnezeu este arătată față de noi înainte ca noi să facă ceva. Deci este o revelație de sine a lui Dumnezeu, o revelație a milei lui Dumnezeu. Noi mi-e milă de tine și de familia ta. Fac un legământ cu tine. Vreau să te salvez. Este inițiat de Dumnezeu. Da? Este un plan de mântuire prototip. Un plan de mântuire în prototip revelat lui noi și familiei lui. Datorită milei, îndurării lui Dumnezeu, este același tipar ca în Noul Testament. Dumnezeu inițiază, lui Dumnezeu este milă, lui Dumnezeu este îndurare, Dumnezeu avea motive să distrugă și pe noi și pe casa lui. Noie crede revelația lui Dumnezeu, da? Noi îi reprezintă pe oamenii care au credință. De asta proclamă noi. De asta propovăduiește noi, că el credea deja. De asta se pune noi să construiască corabia timp de 120 de ani că noi a crezut deja pe Dumnezeu pe cuvânt. În capitolul 11 din Evrei, noi este recomandat ca un om al credinței. Și Scriptura spune că noi am fost salvat prin credință. Unii zic, nu noi am fost salvat prin corabe, nu, domnule, noi n-a fost salvat prin corabe. A fost salvat de Dumnezeu, nu de credință, de Dumnezeu prin credință. În același fel în care noi suntem mântuiți de Dumnezeu prin credință. Deci noi îi reprezintă pe toți aceia care au credință. Pe toți aceia care, fiindcă au credință, încep să spună și la alții. Pe toți aceia, fiindcă au credință, îi invită și pe alții, îi cheamă și pe alții. Noi, noi este prototipul nostru, într-un fel, într-un mod de plin, este prototipul Domnului Isus Hristos, pentru că Domnul a prăbăduit prin Duhul da, în care a înviat uh, uh, prin acest propoduitor noi. În al doilea rând, nu doar noi îi reprezintă pe cei care au credință, corabia pe cine îi reprezintă? Pe cine credeți că reprezintă corabia? Imaginați-vă corabia și mânia lui Dumnezeu manifestată prin apă cade peste corabie. Corabia nu este biserica. Da? Nu fă o corabie, nu pot să-mi fac. Corabia a făcut-o Dumnezeu, i-a pregătit Dumnezeu Domnului Isus Hristos un trup. Peste care și în care Domnul Isus Hristos urma să suporte judecata și mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu a căzut peste Hristosul întrupat. Mânia lui Hristos a căzut direct peste Domnul Isus Hristos. Corabia îl reprezintă pe Hristos. Nu poți să-ți faci o corabie. Nu ai cum să-ți faci o corabie. Corabia a făcut-o Dumnezeu. Da? Corabia a făcut-o Dumnezeu. Noi își face propria lui corabie. Hristos și ia propriul lui trup. Nu i-l a făcut nimeni altcineva. Dumnezeu spune, i-a pregătit un trup în care a intrat. Este lucrarea lui Dumnezeu. Noe este, îl reprezintă pe Domnul Isus Hristos care și-a făcut lui însuși o corabie. Și-a luat pe alții în corabia lui. Hristos este corabia. Hristos este reprezentat și de corabie, Hristos este reprezentat și de noi. Dacă puteți suprapune lucrurile, veți vedea și înțelegeți foarte bine lucrurile. Apa, ce reprezintă apa în locul acesta? Apa este modul în care Dumnezeu a judecat lumea. Dar în mod, apa n-a căzut doar peste lume. Apa a căzut și peste corabie, într-un fel a căzut și peste cei care erau în corabie, numai că nu i-a atins. Că erau protejați de această corabie, da? Apa este arătată și este un simbol a judecății lui Dumnezeu care a căzut și peste Domnul Isus Hristos și într-un fel a căzut și peste noi, dar nu direct. Noi suntem în Hristos, a căzut peste Hristos. Noi suntem acoperiți de Hristos. Suntem protejați de Domnul Isus Hristos fiindcă suntem în Hristos. Vi se pare la voia întâmplării că Biblia vorbește așa de mult despre a fi în Hristos sau împreună cu Hristos? Că suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, da? Limbajul Sfintei Scripturii arată foarte clar lucrul acesta. Iisus este corabia în care suntem, în care suntem și Iisus este corabia care a fost botezată sub judecata lui Dumnezeu manifestată prin apă. Noi suntem adeposiți în Hristos, ca noi care era în corabie, da? Și de asta apa judecății lui Dumnezeu nu ne atinge pe noi. Deci corabia aia nu e nici biserica, nici nu ne putem face noi corăbii. Dar aș vrea să vă mai gândiți puțin, ne mai stăruim puțin asupra botezului lui Noe. Să uităm la câteva valențe sau la câteva direcții. Botezul pentru Noe a fost o separare de lume. Da? Când a căzut apa, Dumnezeu a separat definitiv, total, pentru totdeauna, pe noi, familia lui de lume. Am participat la un botez anul trecut într-o misiune în Oltenia, și în timp ce se boteza femeia acolo, a fost botez în aer liber, în timp ce se, se boteza femeia, adică intrase în apă, niște prieteni de ale femeii care se boteza, da? niște prieteni de ale ei, necredincioase, s-au apropiat acolo de baptistier, era un cazan acolo, s au apropiat de baptistier și spune ceva de genul ăsta. Ileana sau cum o chema pe aia, de azi nu mai, nu mai poți da înapoi, gata, s-a terminat. Femeile alea au înțeles, mă, dacă asta se botează, asta o terminat-o cu noi. Și să știți că ortodoxii înțeleg lucrul acesta, catolicii înțeleg lucrul acesta. În momentul în care te-ai botezat, pentru ei ăsta este un semn clar că tu nu confini botezul care ți l au dat ei. Că, nu tu, că, tu, nu confini preoția lor, ceremoniile lor, predicarea lor, evanghelia lor, biserica lor. Ei dau o semnificație reală botezului. Botezul, apa în care te-ai băgat, nu știu ce, m-am băgat în apă și am ieșit din apă. Mulți protestanți, neoprotestanți evanghelici dau o semnificație foarte slabă botezului. Ei nu dau. Ei știu că în momentul în care te-ai botezat, a încheiat-o definitiv. Noi, când a fost botezat de apă, atunci s-a separat total de lume. Și este foarte interesant că tot Petru, nu oamenii zic, mă, cum să interpretăm pasajul din Petru? Interpretează pasajul din Petru auzindu-l tot pe Petru. Când, vorbești? când mai vorbește Petru despre botez? Prima dată când vorbește Petru despre botez. Este în fapte doi. Când oamenii se pocăiesc și sunt iudei, se vrei, credincioși care mergeau la templu, da? Care într-un fel erau credincioși ai vechiului legământ, dar acum trebuiau să-l accepte pe Hristos. Trebuiau să intre în nou legământ, în, în formula corectă, în modul corect. Ce le spune Petru? Petru le-a spus, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Mulți zic, zice, botez spre iertarea păcatului. Deci botezul de iertarea păcatului. Nu spune textul așa, spune botez în numele lui Isus spre iertarea păcatelor. Numele lui Isus ne conferă nouă iertarea păcatelor. În el avem răscumpărarea iertarea păcatelor. Eu mă botez ca un simbol că în numele lui Isus am iertarea păcatelor. Chiar expresiile în text sunt puse foarte atent. Dar ce am vrut să vă spun este în versetul 40 și cu multe alte cuvinte mărturisea indemna și zicea Mântuiți-vă din cu acestui neam păcătos. Deci mântuirea pentru ei însemna o separare de lume, de neamuri. Da? Ei erau evrei, Evreii de cine trebuiau să separe? Că erau ieri deja separați de neamuri. Evreii trebuiau să separe acum de vechiul sistem religios. Evreii prin botez spuneau, nu-i bună religia asta care avem noi acum. Noi adărăm la alta. Noi îl primim acum pe Hristos, unica jertfă. Respingem sacrificele respingem ceremoniile, da? Asta spunea evreul când se boteza, se mântuia în ce sens? Ce semnificație are botezul în relație cu lumea? Are semnificație de separare. Da? Cum adică să mă mântui din mijlocul acestui neam? Să mă separ de acest neam. Să mă separ. Și asta făcea botezul. Asta a fost pentru noi. Apa i-a separat definitiv de lume. Apa da, care a căzut peste ei, peste corabie, ei fiind protejați în corabie, a fost o dovadă a credinței lor în Dumnezeu. Ei de asta au intrat în corabie. Ei credeau deja în Dumnezeu. Mulți zic, a, noi suntem mântuiți la botez. Dom'le, când a fost Noe salvat? Mântuit în realitate? Prima, el mântuirea a primit un moment în care a crezut pe Dumnezeu și s-a pus la treabă. Și a început să proclame. El deja înaintea lui Dumnezeu a fost socotit neprihănit. Pentru că Noe a crezut pe Dumnezeu. A fost doar o chestiune de timp până judecata lui Dumnezeu s-a manifestat pe pământ. Dar Noe deja era mila lui Dumnezeu. Asta îi spune prima dată, citiți evenimentul din Geneza. Asta îi spune prima dată Dumnezeul lui Noe. Noe a căpătat milă Înainte lui Dumnezeu. Înainte să-i dea revelația, înainte să-i spună orice, înainte să facă corabia, înainte să predice noi. Dumnezeu i-a dat milă dinainte, da? Deci botezul are o semnificație față de lume pentru noi, are o semnificație față de el însuși, demonstrează credința lor, are o semnificație față de Dumnezeu, da? o valență față de Dumnezeu, o relație cu Dumnezeu, este un efect al ascultării de Dumnezeu și o experimentare a promisiunii lui Dumnezeu, că va fi salvat prin corabia aia. Are o valență față de familia lui, noi am avut o biserică într-un fel. A avut o adunare. Biserica lui noi a fost familia lui. Eu cred că este un lucru extraordinar de important să înțelegi. Citiți din nou ce spune Petru. Petru nu folosește la voia întâmplării exemplul ăsta. În capitolul 2 din Fapte. Promisiunea este, este pentru voi? Și nu spune. Pentru câți oameni o să-i mântuiască Dumnezeu? Nu așa spune. Cum spune? Pentru copiii voștri? Petru găsește normal și natural ca principiu. Nu, nu e totdeauna așa. Dar ca principiu, că atunci când îți mântuit eu, în jurul meu, să se răspundească lucrul acesta, da? Familia mea să fie împreună cu mine, cu mine da? Ei sunt prima mea biserică, într-un fel. Ei sunt prima mea adunare. Eu înainte să vin la adunare aici, la adunarea acasă la mine. Da? Eu fac adunarea acasă la mine. Noi a avut și el o adunare, pe familia lui, pe cei credincioși, da? Pe cei credincioși. Dumnezeu i-a prins pe toți în lucrarea aceasta. Și are o valență botezul față de lumea nouă. Când noi intră în corabie, noi a luat într-o direcție. O direcție spre o viață nouă, o direcție spre o lume nouă, în care nu mai era nimic din ce a fost în trecut. Era totul diferit. Da? Asta a fost botezul. Asta a fost botezul. Da? Acum, recapitulez. Mântuirea este procurată în persoana Domnului Isus Hristos, în moartea și jertfa Lui. Da? Foarte clar spune lucrul acesta versetul 18 și versetul 19. Da? prototipul mântuirii ne este arătat în vremea lui Noe prin corabia aceea care a trecut prin afe. Da? Este un prototip al mântuirii. Da? Ceva arăta mai dinainte. Un tip arătat mai dinainte. O imagine arătată mai dinainte. Asta este prototipul. Da? Și acum avungem în al treilea rând la prefigurarea mântuirii. La prefigurarea mântuirii. Da? Cum este prefigurată mântuirea astăzi pentru noi? Pentru noi mântuirea este dată tot în persoana Domnului Isus Hristos. Dar cum este prefigurată, cum este simbolizată, cum este reprezentată? Păi nu este reprezentată foarte clar textul Ne spune prin botez. Oamenii care își încurcă urechile exegetice în versetul 21 trec prea repede peste prima expresie, care spune așa. Icoana aceasta închipuitoare. Trebuie să te oprești puțin. Deci botezul este o ce? O icoană sau o imagine. Deci spune foarte clar, botezul nu este un mântuitor. Botezul nu are funcție mântuitoare. În prima parte, da? Păi înțelegi în sensul cuvântului vă mântuiește. Icoana aceasta închipuitoare. Întrebarea pe care trebuie să o pui când citești o astfel de uh, expresie este următoarea. Ce închipuiește imaginea asta, domnule? Dacă e un abecedar pentru copii, îi scrie litera A, scrie nu știu ce lucruri acolo și mai pune niște imagini care îl ajută pe el să înțeleagă semnificația cuvântului de acolo. Da? Este o imagine care închipuiește ceva. Care închipuiește ceva. Întrebarea pe care trebuie să vă puneți, dacă uitați mesajul ăsta, este următoarea. Ce închipuiește icoana aceasta? Ce închipuiește icoana aceasta? Ce Asta este întrebarea. Dacă corabia lui noi o interpretăm ca un simbol, ca un prototip al Domnului Isus Hristos, Icoana aceasta a botezului Oare pe cine preînchipuie? Despre cine vorbește aici că dă mântuirea? Și vreau să vă demonstrez mai multe pasaje din Scriptură Că icoana aceasta închipuitoare care ne mântuiește Este Domnul Iisus Hristos Este Domnul Iisus Hristos Și vedem imediat relația lui cu botezul da. Icoana aceasta închipuiește Ni-l arată, ni-l predică Ni-l reprezintă pe Domnul Iisus Hristos Întrebarea este cum botezul ar putea să ne-l închipuie pe Domnul Isus. Cum credeți că botezul ne-l poate închipui pe Domnul Isus? Foarte simplu ne-l închipuie pe Domnul Isus botezul în apă. Foarte simplu. Exact cum corabia lui noi a intrat în apă și a ieșit din apă, la fel Domnul Isus Hristos a intrat în apă și a ieșit din apă. Vedem imediat despre ce este vorba. Și la fel noi în Domnul Isus Hristos intrăm și ieșim. Haideți să vedem uh, un pasaj 2-3 din Sfânta Scriptură. Auziți ce spune Domnul Isus Hristos. Luca 12 cu 50. Am un botez, asta după botezul domnului Isus, foarte important. Ascultați bine. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat, deci era obligatoriu, și cât de mult doresc să se îndeplinească. Despre ce botez o fi vorba? Luca 12, mult timp după botez. Despre ce botez credeți că a fost vorba? Moartea și învierea domnului Isus, să e botezul. Pentru asta a venit domnul Isus, să se boteze, botezul simbolic în apă arată spre botezul spiritual al Domnului Isus. A murit și a înviat. Haideți să vedem alte texte care arată că lucrurile sunt exact așa. Roman 6 cu 3. Nu știți că toți câți am fost botezați în Hristos. Auziți, Iisus a botezat și Dumnezeu zice, vă socotesc ca a fi în Hristos și odată cu Hristos, vă ați fost botezați. A murit Hristos, și ca și cum am murit noi. A înviat Hristos, ca și cum am înviat noi. A fost îngropat Cristos și ca și cum am fost îngropați noi. A fost răstignit Cristos și ca și cum am fost răstigniți noi. Am fost uniți cu El, puși în Hristos și tot ce i s-a întâmplat lui Hristos, ni este aplicat nouă. Da? Ia au zice, versetul 4. Noi deci prin botezul în moartea Lui. Am fost îngropați împreună cu el. Auziți limbajul, împreună cu el. Pentru că după cum Hristos a înviat, deci auziți, a murit, s-a îngropat și după aceea următoarea acțiune a botezului este să nu? Și am înviat din morți prin slava Tatălui. tot așa și noi să trăim o viață nouă. Galaten 3 cu 27. Toți care ați fost botezați pentru Hristos sau spre Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Înțelegeți? Botezul înseamnă o identificare. A fi în Domnul Isus Hristos. Da? Colosem 2 cu 12. Frind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în el și împreună cu el prin credința în puterea lui Dumnezeu. Asta este simbolul botezului. Domnul Iisus Hristos a fost redinit, a murit, a fost pus în mormânt și a înviat. Toată lucrarea asta este arătată prin botez, domnule. E simplă imaginea. A murit și după trei zile a înviat. Lucrul acesta, lucrarea aceasta este arătată prin botezul nostru. Botezul este o reprezentare a Evangheliei. Botezul nu este, cum spun cei care botează copiii mici, botezul nu este o înlocuire a circumcizei. Nici vorba de așa ceva. Botezul este o reprezentare a Evangheliei. Întrebarea este ce este Evanghelia? Evanghelia nu este Dumnezeu te iubește, vină la El. Nu. Evanghelia este Hristos. Evanghelia este lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos în locul nostru pentru noi. El a murit pentru mine, a fost îngropat pentru mine, a fost răstignit pentru mine, a purtat păcatele pentru mine, a stat în locul meu și a înviat tot pentru mine. Asta este Evanghelia. Ce a făcut Isus Hristos? Asta este Evanghelia. este Hristos. Și Dumnezeu ne-a lăsat două simboluri în biserică care arată Evanghelia. Nu ne arată pentru, pe noi. Eu când mă duc la cina Domnului nu spun mă, cred că-s vrednic să, să, mi se ierite păcatele. Nu la asta mă gândesc. Mă gândesc că altul a fost vrednic ca să-mi ofere -mi iertarea păcatelor prin faptul că am murit. Da, de asta e trupul frânt al Domnului Isus și sângele curs. Ăsta e primul simbol. Al doilea simbol, tot al Evangheliei, adică tot al Domnului Isus și al lucrării lui, este botezul. Moartea, îngroparea și învierea Domnului nostru Isus Hristos. Da? Asta este botezul. Botezul în relație cu Hristos este o reprezentare a lucrării sale. Botezul în relație cu noi este o reprezentare a faptului că eu am beneficiat de lucrarea lui. Ce folosiție? Ce folosiție dacă Isus a murit și a înviat? dacă El nu a și a înviat pentru, pentru mine. Așa, dar, ok, am înțeles. Domnul Isus vrea să fie botezat, adică vrea să moară și să învieze, să facă lucrarea lui Dumnezeu. De ce nu e suficient lucrul acesta? Păi nu e suficient lucrul acesta pentru că tu trebuie să fii unit cu El, să beneficiezi și tu de ce a făcut El. Cum arăți exterior? Dumnezeu vrea, a lăsat două simboluri prin care arătăm exterior. Cum arăți exterior că ai beneficiat de Hristos? Păi, un mod în care arăți exterior este că vii la cina Domnului și te împărtășești din simbolurile care arată jertfa Lui pentru păcatele tale. Și un alt mod în care arăți lucrul acesta este prin faptul că te botezi. De aceea botezul funcționează, de aceea botezul funcționează ca un pilon al vieților noastre pentru noi. Noi nu murim și înviem de o sută de ori. O singură dată murim și înviem. Iisus a murit o singură dată și a înviat, da? Și noi funcționează ca un pilon al vieților noastre, nu că în momentul am fost mântuiți, ci că atunci am arătat exterior tuturor, Că noi am beneficiat de lucrul ăla, că și nouă ni s-a aplicat, că a avut efect și în viața noastră ce a făcut Domnul Iisus Hristos la crucea de la Golgota. Da? La crucea de la Golgota. Așa, așadar, închei cu simbolistica botezului pentru noi. Botezul pentru noi arată că avem parte de Evanghelie. Ăsta e aspectul soteriologic. Am murit și am viat împreună cu Hristos. Da? Sunt unii cu Hristos. Botezul are și un aspect social și eclesial. Mă despart de lume și mă alipesc de Hristos și de biserica lui. Adică de toți aceia care au murit și au înviat împreună cu Hristos. Că asta arată botezul. Botezul, mai mult decât atâta, are un aspect soteriologic. Dacă Isus când a murit, când a fost botezat sub mânia lui Dumnezeu, sub mânia lui Dumnezeu, da? dacă Isus când a murit și a fost botezat sub mânia lui Dumnezeu, a murit și a fost botezat sub mânia lui Dumnezeu pentru mine, asta înseamnă că eu niciodată nu voi mai suporta mânia lui Dumnezeu. Asta înseamnă și că botezul are și un, o valență, un aspect uh, escatologic care privește vremea viitoare. În ce fel? Noi știm foarte clar că mânia lui Dumnezeu va coborâ peste omenirea aceasta. Noi știm foarte clar că judecata lui Dumnezeu va coborâ peste lumea aceasta. Mie mi se pare acesta un argument foarte important pentru ispășirea particulară. Domnule, mânia lui Dumnezeu ori se duce peste lume, da? Ori se duce, uh, să formuleze altfel, mânia lui Dumnezeu. Ori se duce peste Domnul Isus Hristos, ori se duce peste lume. Da? Astea sunt două categorii care au parte de mânia lui Dumnezeu. Peste Hristos și peste lume. N-are cum să se ducă și peste ceea care sunt în Domnul Isus Hristos. Sub absolut nici o formă. Dumnezeu nu toarnă mânia lui de două ori peste aceeași categorie. Hristos a fost judecat odată, a absorbit odată mânia lui Dumnezeu pentru mine și eu sub nicio formă, niciodată, nu există nicio excepție ca eu să suport mânia lui Dumnezeu. Sub nicio formă lucrul ăsta. La fel cum a fost în vremea lui Noe. Mânia lui Dumnezeu a coborât peste corabie și peste cei care erau în corabie, dar au fost protejați de corabie. Mânia lui Dumnezeu manifestată prin apă a coborât peste lumea care nu era protejată de nimica. Întrebarea care se pune pentru noi astăzi este dacă suntem protejați de ceva. Nu de ceva, există un singur lucru care ne poate proteja, este un singură persoană și este Domnul Iisus Hristos. Asta arăt în botez. În botez am murit și am înviat împreună cu Hristos, a căzut în Ia lui Dumnezeu, a căzut în Ia lui Dumnezeu prin aparat că a fost turnată peste mine odată, prin Domnul Iisus Hristos și niciodată nu va mai fi turnată peste mine. Peste lume va fi turnată? Da, asta predicăm. Vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Coloseni, Efeseni, Apocalipsa. Unul tesaloniceni. Mânia lui Dumnezeu va coborâ peste această umanitate. Eu sunt în Hristos. Eu sunt în Hristos. Sub nicio formă nu mai pot vorbi despre o turnare a mâniei lui Dumnezeu peste viața mea. Deci este un aspect soteriologic al botezului. Da? că în Domnul Isus Hristos sunt mântuit. Este un aspect și escatologic. Că mânia lui Dumnezeu, care a fost turnată odată pe Hristos, în viitor nu va mai fi turnată pe mine. Eu sunt protejat. Și este și aspectul acesta e eclesial. Sunt separat de lume și sunt pus în biserică. De aceea botezul este o poartă de intrare în biserica locală. Ca atunci mă identific public cu aceia care sunt diferiți de lume, care au beneficiat de aceeași jerfă și lucrare a Domnului nostru. Isus Hristos. Așadar, în concluzie, pasajul acesta care ne vorbește despre mântuire, în trei părți, în trei postaze, în trei prezentări, ne arată că mântuirea este procurată de persoana Domnului Isus Hristos, mântuirea este arătată prin prototipul acesta al lui Moise și a casei care au fost salvați în apă, prin corabe de Dumnezeu, prin credință și așa mai departe. Și mântuirea aceasta este prefigurată prefigurată în botezul nostru. Icoana aceasta închipuitoare, da? Botezul. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos ne mântuiește acum pe noi, da? Dar uh, uh, nu uitați care este însemnătatea acestei lucrări, da? Care este însemnătate? Noi arătăm vizibil exterior în apă ceea ce s-a întâmplat real și spiritual prin unirea noastră cu Hristos, în botezul lui, în moartea și învierea lui, da? Și anume, botezul care nu este o curățire de întunecțiunile trupești. El rămurește în caz că te-ai dus în confuziu. Eu acum mă spăl de păcat. El te lămurește pentru mă. Voi ați înțeles despre ce vorbim? Vorbim despre Hristos. Da? Despre Hristos vorbim. El este, el este simbolizat în botez. Moartea și învierea lui sunt simbolizate în botez. Da? Și a noastră împreună cu el. Nu este curățirea din tinăciune trupești, ci mărturia, declarația unui cuget foarte interesant. Dacă eu aș fi mântuit în momentul botezului, zice că botezul este mărturia unui cuget Curat! Pe cum e cugetul ăsta curat? Nu se mântuie în botez, nici vorbă de asta. El, are deja un cuget curat. Citiți în Evrei capitolul 9 sau 10, nu știu acum referința exactă, în Evrei arată foarte clar că sângele lui Isus Hristos ne curăță cugetul de faptele moarte. Ăsta are deja cugetul curat. Ăsta îi spăla deja de jertfa de Domnului Isus. Dar cum arată că îi spăla de jertfa Domnului Isus? Prin botez. Așa arată. În exterior. Așa arată în exterior. Mărturia, declarația unui cuget curat, foarte important. Cugetul ăsta este curat înaintea lui Dumnezeu. Da? Este înaintea lui Dumnezeu. Cugetul acesta este curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos. Vedeți, aduce din nou, cumva că n-ai înțeles ce simbolizează botezul, începe să vorbească din nou despre Hristos. Învierea lui Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu, s-a înălțat la cer și a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Da? Leagă botezul de persoana Bote Domnului Isus Hristos. Singura valoare a botezului, este atunci când un suflet este curățit de Domnul Iisus Hristos. Când un suflet are cugetul curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea Domnului Isus Hristos, prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, sunt un om care am cugetul curat, prin jertfa Domnului Iisus, prin învierea Domnului Iisus, el să la dreapta Tatălui, mi vlocește pentru mine, sunt unit cu Domnul Iisus Hristos și arăt această realitate, o prefigurez, o prezint, o reprezint, o arăt în exterior, vizibil, tuturor, prin botezul în apă. Aceasta este legătura textului, aceasta este conexia care trebuie făcută în aceste pasaje. În caz că lucrurile nu v-au fost suficient de clare cu privire la coborârea Domnului, citiți din nou textul acesta de câte ori veți dumneavoastră și veți vedea că Petru vorbește despre Isus care este înviat în Duh. Nu era logică el să spune Isus înviat în Duh și s-a dus Duhurilor din închisoare. Cum s-a dus Domnul înviat Duhurilor din închisoare? Deci el a înviat ca să. asta e ordinea. El spune, a înviat în Duh și s-a dus să provodească Duhurilor din închisoare. Pe păi cum s-a dus el după ce a înviat să provodească Duhurilor din închisoare? Și-a lăsat trupul undeva în stand-by, ascuns sub un copac și în timpul ăsta s-a dus să provodească Duhurilor din închisoare? Că Petru cam așa prezintă lucrurile. După înviere, el s-a dus să provodească Duhurilor din închisoare. Dar nu despre asta vorbește Petru. Petru vorbește despre valoarea de a fi în Duh. Ce a făcut Isus în Duhul, domnule? Ce a reușit să facă Isus în Duhul în care acum a înviat? Vorbește despre Duhul Lui, ce despre Duhul Sfânt. Ce a făcut Isus în Duhul? În sfera duhovnicească. Prin care a înviat. Ce a făcut? Păi prin Duhul a înviat, prin Duhul s-a dus și a profuduit Duhurilor care acum sunt în închisoare. El erau Duhuri acum, nu mai erau trupuri. Normal că nu mai erau trupuri. Că în închisoare nu sunt trupuri, erau Duhuri. Dar în vremea lui Noe, când îndelungă răbdare, toate elementele temporale sunt, se, sunt prezentate cu referire la momentul în care acești oameni trăiau. Fusese răzvrătite o dinioară. În când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. Aceasta este citirea naturală a pasajului. Dacă cineva mă întreabă, du, oamenii aceia din vremea lui Noe, în ce stare se aflau când scrie Petruie Pristora? Se aflau într-o stare de a fi, erau în duhuri, nu e mai erau în trupuri. Unde erau oamenii aceștia? Păi unde să fie domnule în altă parte decât în închisoare? decât în închisoare. Când oamenii aceștia au avut parte de revelația lui Dumnezeu, în ce stare erau? În trup. Când au avut parte de revelația lui Dumnezeu? Când era noi cu ei acolo. N-are logică textul sub nicio formă, mai ales că noi într-un fel le a predicat proto -evanghelia, da? Evanghelia într-o formă, într-o sămânță mai dinainte. Nu le-a predicat deja. Ce se mai anunțe Hristos acum? Se mai dau o altă șansă după ce le-a dat, le dat, Dumnezeu deja o șansă pe vremea lui Noe? Nici vorbe de așa ceva. Dumnezeu le-a dat o clară șansă pe vremea lui Noie. Dumnezeu le-a chemat foarte clar pe vremea lui Noie. Dumnezeu le-a lăsat o cale de scăpare clară, domnule, în lumina și în văzul tuturor. Pe vremea lui Noe. Șansa le-a fost dată. Șansa le-a fost dată. Mulți oameni au, au, folosit textul ăsta pentru o sumedenie, pentru o sumedenie de întrebări. Pentru o sumedenie de întrebări. Așadar, mântuirea noastră este procurată în Hristos, este portretizată prin noi și evenimentul de atunci și este prefigurată. Dacă ții minte cuvântul prefigurat, nu trebuie să-l ții minte că citește expresia lui, lui, Petru care spune icoana aceasta închipuitoare. Și pui stop și te întrebi, ce închipuie icoana asta în boteză? Moartea și învierea Domnului Isus Și moartea și învierea mea împreună cu El. Cea mai mare mulțumire a noastră cred că este că acum noi nu mai suntem sub mânia lui Dumnezeu dintr-un singur motiv. Unul singur. Că Iisus Hristos la crucea de la Golgota a băut tot paharul mâniei lui Dumnezeu. Că judecata lui Dumnezeu a căzut în mod real, factic, istoric, cum spune Petru, odată, pentru totdeauna, peste Domnul Iisus Hristos. Și că suntem sub această protecție, că am intrat în această corabie, suntem sub această protecție pentru totdeauna. Și indiferent când va coborâ mânia lui Dumnezeu peste pământul acesta, noi suntem sub mânia lui Dumnezeu. Oricând ar lovi trăsnetul, noi avem un paratrăznet. da? Oricând ar lovi fulgerul, noi suntem protejați, noi suntem liniștiți. E grozavă mânia lui Dumnezeu? Sigur că e grozavă, e teribilă mânia lui Dumnezeu. Este extrem de teribilă mânia lui Dumnezeu. Dar pentru mine copilului nu mai este dintr-un singur motiv. Că sunt unit cu Domnul Isus Hristos. Lucrul acesta a fost prezentat prin corabia lui noi, lucrul acesta este reprezentat, prefigurat din nou astăzi prin acest act al botezului care este o, lăsat pentru oameni, că noi oamenii suntem limitați, care este lăsat pentru toți oamenii simpli, orice om simplu care stă și se uită la un botez ar trebui să înțeleagă Evanghelia. Dacă cineva îi spune, mă, așa am murit și am înviat Domnul Iisus. Ăsta e simbolul. Și fiindcă eu mă botez acum, arăt că și eu am beneficiat de moartea și de învierea lui. E simplu? Da. Asta e Evanghelia. Asta este Evanghelia. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta și într-un mod special îi mulțumim că am putut să ascultăm până la capăt cuvântul lui Dumnezeu, care este bogat pentru noi și e, extraordinar de important. Și acum aș mai spune un cuvânt la încheiere. Acum, să luăm așa, la drept. Dacă Domnul Iisus, la propriu, ar fi coborât până în închisoare, și tu nu crezi că a coborât în închisoare, crezi că e altfel, cu ce modifică asta teologia ta? Ce lucru grozav e că o sau nu o coborât din, în închisoare? Care-i erezia? Să zicem că Petru n-ar fi scris că Domnul coborât din închisoare și el a coborât. Ce relație are asta cu tine? Are relație cu ăștia din vremea lui noi, nu cu coborât din închisoare. Dacă o ei că el chiar au coborât în iad, s-au dus în iad să facă o plimbare, nu știu, să-i anunțe pe ea ceva, să-i mântuiască, nu știu, domnule. Care impact impactul asupra teologiei tale în orice domeniu? Sunt oameni care 30, 40, 50 de ani nu au avut în viața lor o predică pe pasajul ăsta și vă spun, nu le-au slăbit uh, mântuirea și nici sfințirea cu absolut nimic. Da? Nu este, într-adevăr, nu este un, Ideea în sine de a coborî în închisoare sau de a nu fi coborât în închisoare nu este atât de importantă, pe cât este de importantă uh, ideea mântuirii care este portretizată, prefigurată și procurată de Domnul nostru Isus Hristos. Amin.